Că de acum nu voi mai umbla, nici nu voi mai vorbi cu voi, pentru că mă duc la judecătorul unde nu este părtămire, că sluga și stăpânul... Îndurerată familie, îndoliată adunare, prieteni și camarazi, dramatismul lor astfel de momente nu încape în cuvinte. Va judeca și conferi dimensiunile vieții și faptelor generalului Iulian Neblan. Rămâne cu memoria neștiinvită, nu doar în fața noastră, în fața românilor care încă se gândesc la România și care poate nu mai sunt atât de mulți, dar sunt suficient de puternici.